Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Trei candidați la Consiliul Local al municipiului Satu Mare se află în această seară în platoul Informația TV. Le spun bun venit doamnei Marcela Papici, pe lista ALDE la Consiliul Local al municipiului Satu Mare, domnului Teodor Curpaș, pe lista ALDE la Consiliul Local al municipiului Satu Mare, domnului Augustin Iștoc, pe lista PNL la Consiliul Local al municipiului Satu Mare și colegului meu Mihai Sălceanu, jurnalist Informația Zilei. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Bună seara. Da, în această seară, domnule Iștoc, voi începe cu dumneavoastră ca un observator oarecum din afara fenomenului, având în vedere că nu aveți nicio funcție politică. Vedeți posibilă într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat reunificarea liberală? Așa cum se prezintă situația la ora actuală, fără speranțe. Credeam că măcar în ceasul al 12-lea conducerea centrală ALDE se va, mă rog, potoli și oarecum va căuta căi de împăcare. Dar am înțeles din declarațiile domnului Tăriceanu că pentru alegerile din toamnă se reface alianța PSD-ALDE-UNPR. Și mai mult, declarațiile dânsului sunt oarecum contrarii. O declarație recentă este cea prin care DNA-ul trebuie limitat, trebuie redus la tăcere, ca să nu mai... Amintesc de declarațiile dânsului referitoare la votul prin corespondență, când a spus că este o chestiune birocratică care poate fi fraudată. Sau intervenții din acestea fără justificare la arestarea lui Oprescu. Iarăși, deci, în momentul în care un conducător de partid nu respectă, în primul rând, principiile liberale, din punct de vedere economic, mă gândesc, de dezvoltare, și își manifestă, adică se amestecă în treburile justiției, nu știu în ce măsură se va putea reface liberalismul, dar un adevărat liberalism și nu unul declarativ. Credeți că la Satu Mare diferendele dintre ALDE și PNL se acutizează? Vor mai putea vreodată ALDE și PNL la nivelul municipiului, la nivelul județului Satu Mare să fie împreună? Domnul Sălceanu, am crezut și eu în treaba aceasta, dar să vă povestesc în 2014, în perioada iunie, când au fost lupte crâncene, haideți să zic așa, între cele două fracțiuni pentru sediu. Noi am mai stat în sediu respectiv până prin iulie, după care am fost evacuați, ni s-a luat cheia și a fost un prim pas brutal, așa, o lovitură din spate. Să nu zic că și eu am contribuit la dotarea acelui sediu, dar nu asta contează. Deci ni s-a opus așa o atitudine care nu a fost deloc prietenească. Și mai e încă o chestiune. Cei din plan local ALDE respectă întru totul indicațiile de la centru. Dacă domnul Tăriceanu dorește să mențină această alianță cu PSD-ul și să o continuă, pentru că altfel el nu are șanse ca să acceadă cu număr mai mare de parlamentari, să își facă mai mulți parlamentari. În momentul în care centru nu dă liber la județ, nu se va întâmpla nimic. Pentru că oricum depind funcțiile unor domni în județ de ce spune și domnul Tăriceanu. La urmă, e o conducere centrală, nu e normal să respecte deciziile. E normal să respecte, dar mai este și demisia, știți? Mai este și demisia. De exemplu, în cazul meu, în anul 2006, datorită faptului că eu nu am fost de acord cu mersul PNL-ului pe plan local, 8 ani de zile am fost pe tușă până în 2014, când m-am reactivat. Vorba lui domnului Ponta. M-am reactivat pentru că am avut o anumită înțelegere. Deci, refacerea alianței între cele două partide trebuie să pornească de la centru, dar v-am explicat că nu sunt șanse, pentru că deja cu trâmbița s-a dat refacerea alianțelor și în teritoriu nici așa. Doamna Papici, ce s-ar spune, ați fost colegă de partid cu domnul Iștoc, dumneavoastră ce părere aveți? Vedeți posibilă o reunificare a liberalilor? Politica este făcută de oameni. Cred cu tărie că e important în orice fel de construcție ce aduce fiecare om. Unificare sau neunificare, aici, în acest moment, suntem într-o dezbatere despre ceea ce putem să facem fiecare dintre noi în politica locală.
Această politică locală, bineînțeles că are o trasabilitate, funcție de deciziile unui conducător de partid, dar din tot ceea ce a spus domnul Tăriceanu până la acest moment, eu sunt absolut de acord cu dânsul. Pentru că astăzi vorbim despre singurul, aproape cu tărie spun singurul, politician, care deși foarte mulți ani de zile a ocupat funcții de înaltă demnitate, nu vorbim despre o acuze aduse, că a fost cercetat diverse dosare sau a fost chemat ca și martor, este o altă discuție. Dar vorbim despre un om care a fost ani de zile prim-ministru, vorbim despre un om care, în calitate de președinte a Senatului, deci funcții foarte înalte, n-a avut niciun fel de probleme și și-a păstrat principialitatea și și-a respectat promisiunile. Vorbim despre un președinte de partid eliminat de conducerea PNL, pentru că la un moment dat a ieșit și a spus că are o altă părere. La fel cum și noi cei care în 2014 eram în PNL, am fost dați afară, că nu găsesc nicio altfel de exprimare, pentru că am avut o altă poziție, să zic așa, decât a fost comanda de la centru, pentru că am considerat la acel moment că pentru politica locală decizia noastră este mult mai apropiată de ceea ce își doresc oamenii. Noi nu trebuie să pierdem din vedere modul în care este organizat și modul în care este distribuit votul și procentele, mă rog, conaționale la nivel local. Și cred cu tărie că trebuie să luăm acele decizii care să deservească interesele locale. Și am mai învățat un lucru. În politică nu poți să spui niciodată, niciodată. Pentru că politica este făcută de foarte mulți ani cam de aceiași oameni, care dacă decid că astăzi este important pentru cei pe care îi reprezintă să meargă pe un anumit drum, merg pe acel drum. Iar dacă mâine conjunctura se schimbă, e posibil ca oamenii să-și schimbe opțiunile. Nu vorbim despre, și n-aș vrea să intru într-o polemică despre cine a respectat mai cu ardoare cele patru principii fundamentale ale liberalismului. Cineva care de la bun început și de foarte mulți ani de zile, cum e domnul Tăriceanu, a mers pe aceeași idee, pe aceleași principii, nu și-a trădat partenerii, nu și-a trădat alianța, așa cum a fost ea făcută cu greu, sau alții care au dus campanii în care au strigat sus și tare că nu sunt de acord cu politica la care la un moment dat guverna România, dar pe urmă să facă pact și să bată palma și să meargă cu cei împotriva cărora ani de zile au strigat. Deci, dacă îmi permiteți, da, vă rog. Domnul Șto. Deci, dacă îmi permiteți, sigur că fiecare avem argumentele noastre, dar dacă luăm guvernările, putem să atașăm fiecărei guvernări ceva semnificativ. Guvernului Ponta putem să-i spunem că a muncit pentru integrarea europeană și pentru NATO. Este meritul lui Năstase, așa cum a fost el, a rezolvat-o. Când e cazul domnului Tăriceanu, putem să spunem că el a avut o creștere economică de 8,3% și un deficit de 5,7%, a lăsat țara de izbeliște, un liberal care spunea că e bine, în America este criză, mergem să cumpărăm de acolo terenuri. Un liberal care nu acordă dezvoltării suficient timp și spațiu, acela după mine nu este un conducător care să merite aclamat. Deci domnul Tăriceanu nu-și face timp, de exemplu, ca să întrebe pe ăștia cu autostrada Pitești-Sibiu, măi fraților, să-i cheme la analiză cum a făcut-o, de exemplu, în celelalte cazuri cu Antena 3. De ce nu face domnul Tăriceanu și de ce nu-și folosește dreptul ca șef al Senatului să îi cheme la raport pe unii și pe alții, sau, de exemplu, Comarnic Brașov, că de fapt de infrastructură vorbim. Cum a putut domnul Tăriceanu să cheltuie peste 4 miliarde de euro din Fondul Național de Dezvoltare în 2008 împreună cu domnul Hrebenciuc?
acesta este liberal, pentru că îi se spune liberal. Da, domnul Tărician are o prezență extraordinară când vorbește, într-adevăr, dar fapte, vorbim de fapte. Un adevărat liberal, în primul rând, alocă dezvoltării, în cazul României, dublu față de alte state. Un adevărat liberal se ocupă de regiile de stat să nu aibă pierdere, ori domnul Tăricianu nu se ocupă de partea economică, decât de partea politică. Pot să vă răspund cu o singură întrebare. Da. Domnul Iohannis este cumva liberal? Pentru că nu țin minte să-i fi chemat pe toți aceștia despre care spuneți dumneavoastră la vreun raport. Deci, domnul Iohannis, în calitate de președinte al țării. Dar domnul... Și eu îl știu ca și un președinte ales și susținut în campania electorală de foarte mulți liberali. Da, dar dacă domnul... un președinte de țară nu face acest lucru, vă întreb, oare are atribuții un președinte de senat să facă acest lucru? Nu, președintele de senat, din păcate, nu face decât unilateral. Asta vă reproșam. Că domnul Tăricianu doar unilateral își manifestă forța ca șef al Senatului. Iar în privința domnului președinte, și după colectiv a făcut analize, să nu credeți că eu sunt perfect mulțumit de domnul Iohannis, dar sigur, cu o anumită lentoare, cheamă la raport și mai face analize. Păi de nu, asemenea lentoare încât o să-i ajungă mandatul la final și nu a apucat nimeni să dea raportul. Este chestie de îmbunătățire a felului cum muncește, dar în cazul dumneavoastră cu Tăricianu, și încă vă mai spun ceva, cum a fost posibil să vină la Satu Mare, să intre în partid la Satu Mare, când organizația de București e cea mai puternică? Adică mi se pare așa o înjosire, ca un șef de partid și cu pretenții, cu ștaif, să vină la Satu Mare să facă aici regia și scenariul respectiv cu primirea, care a fost de-a dreptul ridicol. Nu știu, așa ca o chestie, o paranteză asta cu primirea la Satu Mare în partid. Domnul Tăricianu, ca și orice cetățean al acestei țări, își manifestă apartenența la un partid unde dorește el. Pentru unde că este domiciliu? Pentru că nu este o reglementare, nu, dacă își desfășoară activitatea conform statutului de la acel moment a PNL-ului, dânsul era președintele instituției de studii liberale care își desfășura activitatea peste tot în țară. Acest statut îi conferea dreptul de a intra în orice organizație dorea dânsul. Știți că au fost foarte multe polemici interne pe acest subiect și s-a ajuns la concluzia unanim acceptată că a fost legală intrarea și acceptarea dânsului ca și membru la Satu Mare. A fost mai un e vot. Membru la Satu Mare? Nu mai e membru PNL, de aici pornim. A, da. S-a scris în PNL, da, nu în alte. Nu, nu exista alte atunci. Pentru că la acel moment domnul Tăricianu a fost, nu și-a dat demisia din PNL, ci a fost, suspendat din PNL. Era liber de orice fel de apartenență politică, dar noi l-am invitat și ne-am simțit foarte onorați că a acceptat, pentru că vorbim de o persoană care, în calitate de prim-ministru, a fost felicitat de întreaga Europa, pentru că pe vremea lui România a avut cea mai mare creștere economică. Aduceți-vă aminte cu toții de vremurile acelea în care mediul de afaceri, despre care mediul de afaceri vorbește cu nostalgie și azi. Doamna Papici. Și acest lucru s-a întâmplat cu Tăricianu prim-ministru. Dar cred cu tărie că aceasta este o istorie pe care azi nu mai schimbă nimeni și indiferent câte polemici ar crea, mult mai constructiv este să ne concentrăm pe ceea ce putem face noi, astăzi, fiecare din locul unde suntem, pentru sătmăreni. Cu ce venim în fața lor, ce fel de gir aducem pentru ceea ce ne propunem să facem. Și eu să vă dau un exemplu cu care vreau să închei această polemică. La un moment dat, n-am mai fost membru PNL și am fost membru ALDE. În perioada aceea ocupam o funcție publică. Să zicem că a fost luni și marți. Și marți, la toți cei care au venit la ușa mea au fost la fel ascultați, la fel tratați și la fel ajutați în măsura în care lucrul acesta era posibil și legal, ca și atunci când am fost membru al altui partid. Și cred cu tărie că pentru noi, aici, la nivel local, acest lucru e mult mai important.
Doamna ca sătmărenii să se simtă reprezentați de oameni care pot să-i ajute punctual în problemele pe care le au. Pentru că pe un om, pe un alegător, cu tărie susțin acest lucru, e mult mai puțin importantă apartenența decât implicarea. E mult mai important să simtă că acolo frâiele sunt ținute de un om care știe ce are de făcut, care este implicat în activitatea comunității, care face ceva pentru comunitate și care îl ajută ca de la o zi la alta nivelul lui de trai să crească, mediul în care își desfășoară viața și activitatea să se îmbunătățească. Pentru că dacă aici la nivel local nu încercăm să facem ceva pentru a progresa, indiferent ce comandă va veni de la București, va rămâne doar o comandă. Dacă noi de la nivel local nu o să ne străduim să facem ceva, până la urmă tot pentru noi, pentru că reprezentăm comunitatea. Bun, vom avea timp până la ora 10. Dar tocmai am spus creștere economică foarte mare, dar ați omis în ceea ce ați spus să spune și partea alaltă cu deficitul. Cu deficitul. Și mai uitați un lucru. În perioada domnului Tăriceanu, intrările de capital de la românii plecați peste hotare erau între 6 și 8 miliarde de euro. Efectiv, dânsul nu mai trebuia să fie prezent la Victoria, la Palatul Victoria. A avut o conjunctură extraordinară pe care n-a fructificat-o, putea să facă 300 de kilometri de autostradă din cele 4 miliarde, nu mai vorbiți, pe care le-a risipit, sigur, împreună cu PSD-ul, pentru că a fost sprijinit de PSD ca să rămână la putere. Asta mi-este mie. Dumneavoastră astăzi sunteți coleg de partid cu un domn pe care îl cheamă Boc, care a fost prim-ministru o lungă perioadă de timp în această țară, care, din câte știu eu, n-a făcut cu nimic mai mult, ba din potrivă, față de domnul Tăriceanu de care vorbim. Stați să cumpă. Dacă este să comparăm, indiferent că trendul a fost favorabil, bravo lui că a reușit să fie la conducere pe un trend favorabil. Faptul că a crescut și gradul de îndatorare, dumneavoastră ca un liberal și ca, nu știu, cred că sunteți om de afaceri, știți că pârghia oricărui economii este creditul. Modalitatea de dezvoltare a oricărei economii, da, sau a oricărei afaceri, să zic așa, poate să fie la un moment dat și e unanim acceptat, exact creditul. Pentru că atâta vreme cât gestionezi corect banii, atâta vreme cât ai foarte clară viziunea despre modalitatea de rambursare acelor sume de bani, este foarte important să-i folosești și să dezvolți comunitatea din ei. Vorbim despre foarte multe orașe învecinate nouă care s-au dezvoltat tocmai apelând la aceste instrumente extrem de democratice de a aduce o infuzie de capital pe care să o folosească în comunitate. Și nu e nimic rău în asta. N-am înțeles prea multe, dar haideți să vă povestesc cu creditul cu domnul Tăriceanu. Eram la Poesis când dânsul a venit și ne explica nouă cum a fost cu bunicul dânsului, care a lucrat numai cu capital prin credit, așa cum spuneți dumneavoastră. M-am întâlnit a doua sau a treia zi cu niște prieteni și am spus, măi frate, uite ce a spus șeful. Trebuie luați bani, dați-i... ca să vină pe urmă creșterile acele enorme. Deci domnul Tăriceanu a venit pe să ne învețe... Pe un alt regim. Lăsați-mă, adică din moment ce lași țara cu un deficit, ce poți să faci cu un deficit în 2008, în 2009 și 2010? E ușor de vorbit când ai lăsat țara descoperită în fața unei crize fără bani. Sigur, guvernul Boc a făcut ce a putut, pentru că vreau să vă spun, așa cum este el ardelean, dar a fost mult mai responsabil decât domnul Tăriceanu și decât domnul Ponta. Măcar se vede pe el că provine dintr-o zonă... Eu cred că dacă astăzi ieșim și întrebăm categoria salariaților bugetari și pensionarii despre cât de breaz a fost domnul Boc, care împreună cu șeful lui direct de partid și aproape colegul dumneavoastră au făcut tăierile acelea de 25%, sunt foarte mulți care nu cred că or să ne dea dreptate sau or să vă dea dreptate. Dumneavoastră, încă o dată, omiteți, faceți informați prin omisiune. Încă o dată vă repet, minus 5,7 prin omisiune.
prin omisiune, cu un deficit. Scuzați-l, nu, e inginer. Mulțumesc. De ce? Omisiunea. Prin omisiune, da. Da. Prin omisiune, da, scuzați-l. Nu-i nimic. Deci, este vorba, uitați că s-a intrat în guvernarea Boc cu un minus fantastic. Sigur că trebuia făcut ceva. Este părerea dumneavoastră și părerea mea. Trebuia făcut ceva, trebuia luați de la cei care n-aveau. Da. În alte vremuri, acest lucru se numea... Domnule profesor, dumneavoastră ca om de presă, cum vedeți problema liberalilor? Doamna, l-am ascultat pe domnul inginer Istoc, pe care îl stimez. Sunt economist. Asta. Deci îmi respectă meseria. Îl cunosc de mult, îl respect. A făcut multe lucruri bune când conducea fabrica de aragaze. Fiul meu vorbește foarte frumos la adresa dânsului și acum. Am învățat multe de la dânsul, însă îl admir că după 8 ani de pauză a revenit la partid. Înseamnă că sunteți un liberal de adevăratele. Și atunci, de-aia v-am ascultat și nu am îndrăznit să vă întrerup, pentru că am intenția să nu vă răspund la asemenea întrebări, să facem istoria partidelor aici, pentru că noi suntem în campanie. Eu aș vrea să discutăm ce avem de făcut în campanie și după campanie. Oamenii asta așteaptă. Aseară au fost oameni valoroși aici în emisiune, un senator, un deputat. Doi deputați, da? Și colegul meu, Pop Ioan. Nu prea am ascultat și n-am auzit multe, pentru că au intrat în polemici din astea. Ce-au făcut APASERV, că l-au cheltuit, că l-au făcut. Am vorbit numai de trecut. Eu aici în emisiune am venit astăzi să vă spun în primul rând de ce sunt aici. Mai ales că telespectatorii nu știu. Și dacă îmi dați voie într-un minut, am să spun. Permiteți? Înainte aș vrea să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră totuși problema... Împăcării dintre cele două. Liberalilor. Și ALDE și PNL susțin, doamna, că sunt... Întrebarea dumneavoastră a fost cu un substrat deosebit și finuță, dar e mai profund răspunsul. Niciodată nu putem spune nu în politică. Cine spune nu în politică înseamnă că nu e politician. Un politician are răbdare, politica este altfel decât își închipuie Badea Gheorghe de la Coasă de acolo, pentru că a fi liberal, a te despărți și într-o altă aripă, a rămâne deoparte și după aia să revii, trebuie să te ridici la nivelul celor care au făcut ceva nou. Nou a făcut acest ALDE. Liberalii care se consideră liberali își dă seama că nu mai poate să rămână în structura aceea cu ideile care, iertați-mă, dar sunt cu mult în urma altor partide care vin și ar trebui să nu se spună de la început nu. Politica e făcută de oameni și oamenii sunt nu duplicitari, dar îi aduce societatea și mersul societății înainte la o serie de lucruri la care trebuie să adere. Nu putem rămâne tot acolo. Așa că vedeți migrația dintr-un partid în altul normală? Nu. Dar e democrație. Doamna Papici asta susținea, că e, la un moment dat așa simți. Trebuie să treci dintr-o parte în alta. Nu așa a spus. Și eu am fost foarte atent. Da. Dar să știți că e o democrație pe care trebuie să o înțeleagă deja toată lumea. Nu mergem înainte că nu înțelegem democrația. Eu, de exemplu, acum pot să spun, lumea se întreabă ce caut aici. Așa e o democrație încât o să vă dați seama de ce sunt aici. Cu câțiva ani în urmă, eram pe lista PSD, pe locul 6, ca și consilier. Au avut 5 consilieri. Și al cincilea era domnul Leș. Când Leș a fost promovat, a devenit un post liber în Consiliu. Urmam eu pe listă. A trecut un an și jumătate și n-am fost consilier, n-am fost primit în Consiliu, că n-a vrut actualul primar. Și atunci, sigur că m-am revoltat și
Am spus conducerii partidului județului, păi fraților, eu sunt consilier, uite ce se întâmplă. Da, e o problemă acolo cu domnul Coica. Domnul Coica m-a chemat și mi-a zis că el vrea să-l ia pe cel de pe locul 9, care este și acum consilier, este jurist la Banca Transilvania. Și am spus, cum să le iei pe locul 9 când eu urmez pe listă? Legea am de voie să fiu eu. Doar listele au fost votate și justiția și-a pus amprenta pe listă. Deci atunci dacă nu vrei să dai declarație că renunți, atunci te dau afară din partid. Și m-a dat afară din partid. Sigur, conducerea de partid era cu Ciocan, cu Viban, cu cine mai era, Valer Marian. M-au chemat și au cerut scuze și a zis, după masă te primim în partid și vei fi purtătorul de cuvânt a județului, a partidului nostru. Le-am spus, într-adevăr au discutat și m-au reprimit. Nu m-am dus niciodată la ei de atunci. Democrația asta despre care vorbeam eu n-a existat în acest partid, pentru că nici nu sunt chiar ultimul om din județ, nici penultimul, și nu mi-am făcut de cap și am lăsat totuși un loc de bună ziua peste tot unde am lucrat. N-am adus jigniri nimănui, dar ca să fiu dat la o parte, ca o măsea stricată, fără să fiu întrebat, fără să-mi ceară consimțământ, n-am suportat. Iar acum, într-o duminică, când a fost lansarea ALDE, am fost invitat de 3 oameni. Și totuși am zis, mă, ăștia sunt oameni valoroși. Ovidiu Silaghe mi-a fost elev. Și când el a spus, domn profesor, avem nevoie de dumneavoastră. Zic, domnul Ovidiu, eu nu mă duc, știți cum e. Domnul Ștef de 2 ore a sunat. Până la urmă l-a pus pe Pop Felician, colegul meu de activități culturale, și a zis, domn profesor, vă rog să veniți la noi. Primirea care mi-a făcut acolo a fost pentru mine mai mult decât ceea ce am primit ani de zile de la partidul meu. Și mi s-a oferit să lucrez la televiziunea, la TV1, în condiții foarte favorabile. Am găsit aici niște oameni care cunosc administrație. Dar cunosc administrație. Am găsit niște oameni cu mult bun simț, cei de la ALDE. Am încercat să-i cunosc pe toți, de toate vârstele, de toate profesiile. Am găsit un om care, eu spun că este cunoaște administrație și este un politician formidabil. Un politician care nu iubește cultura, să plece, să se plimbe, să nici nu vorbească de politică. L-am găsit pe acest Adrian Ștef. Eu nu prea am avut, nici n-am făcut emisiune cu dânsul, decât o singură dată în toată activitatea mea de nu știu câți ani. Și mi-a lăsat o impresie bună la emisiune. A fost corect, ordonat, a răspuns frumos, pedant. Ce-am văzut la omul ăsta? Am văzut un fel de a mă primi cum n-am întâlnit în politica noastră, deși sunt în satul mare și spune lumea că am fost implicat în politică, pe nimeni. Pe mine acest om m-a impresionat. Cunoaște legislație extraordinar. Este un tânăr cu experiență, cum să vă spun? Tânăr cu experiență și în politică și în administrație. Mai arătați-mi unul ca și el. Nu puteți să-mi arătați. M-a atras și am spus, domnul președinte, eu dacă pot fi de folos, pentru că mi-ați întins o mână, nu vă spun de ce am plecat de la Nord-Vest, deși cred că după campanie mă duc înapoi. Dacă nu se ține de cuvânt aici, sigur că mă duc înapoi. Dar nu mă voi duce pentru că am găsit pe acest om care m-a impresionat foarte mult. Nu l-am cunoscut atât de aproape și acum vreau să vă spun că am învățat în câteva zile. Degeaba vorbesc, că tot aud alții, că, a, Ștef, ce ești? Domnule, l-am văzut în toate activitățile culturale din municipiu și județ.
fiind cu camera după mine, cu cameramanul, am făcut multe emisiuni. La lansări de carte, la expoziții, la venisaje. Nu numai că a fost prezent, a contribuit la realizarea... Domnule profesor, da, de la astfel de evenimente lipsesc oamenii politici, mai în special în campania electorală ați văzut oameni politici care să lipsească de la astfel de evenimente? Doamnă, vă respect tare mult, că mai ales că puneți întrebări din astea. Să vă spun sincer, și eu fac emisiuni și, interesant, în campania electorală, am și spus într-o emisiune cu cei trei preoți, am spus că apar politicienii în biserică, pe la ora 11:20, apar mari deputați și senatori, intră de-a lungul bisericii, până în primul rând, ei cred că lumea îi aplaudă. Aiurea, înjură. Mie îmi vorbesc cu oamenii, îmi vorbesc preoții, vin ăștia, domnule, ca popândăi aici. Atunci în campanie vin și aveți dreptate. La activități culturale, nu-i vezi, dar de unde atâta cultură? Iertați-mă, m-am uitat ieri la domnul Petric. Să mă ierte că vorbesc că nu e aici, dar realitatea este că nu poate vorbi de cultură. Nici cum nu poate. Domnul profesor, senator, ați fost coleg de partid cu domnul Petric. N-am fost niciodată, domnule. Cum? N-am fost. Eu am fost dat afară de mult. De 5 ani. Domnul Petric ne spunea aseară în emisiune că a avut două mandate de consilier județean, așadar dumneavoastră ați fost colegi de partid cu domnul Petric. Nu, nu. Noi ne-am cunoscut când trebuia să fac emisiune cu dânsul și n-am găsit modalitatea de a realiza emisiunea, că era ceva director la o întreprindere și mi s-a părut ciudat că după o oră de pregătire a emisiunii, când n-am putut să fac emisiune, mi-a zis, păi ce discutăm? N-am găsit modalitate. Nu vă spun mai mult. E greu de făcut emisiune. Domnule profesor, din punctul nostru de vedere, domnul Ștef este mai capabil decât domnul Silaghi? Decât Silaghi? Da. Nu i-am pus în balanță, însă eu cred că domnul Ștef, din punct de vedere al administrației locale, este mai capabil ca toți din județul ăsta. Vă spun sincer. Nu există o temă pe care i-o pui să nu îți dea răspunsul și păcat că... Din punctul nostru de vedere este mai greu să conduci un consiliu județean decât să conduci un minister? Este Ministerul Transporturilor, de exemplu? Sau alte ministere? Nu se compară, doamna, nu se compară. Ministerele astea, eu chiar sunt contra lor, că avem atâtea ca mai multe ca în alte țări, deși suntem o țară mai mică decât altele, și sunt tixite de atâția salariați și toți sunt niște scribalăi care fac și fiecare cere, numai hârtii, dar nu vezi că vin să rezolve o problemă la față. Eu dacă eram senator, când am fost noi pe lista de senat, dacă ieșeam senator și ieșeam în 96, dar PNCCD-ul a fost foarte șmecher. Eu, ca și senator, eu nu lăsam pe un ministru de care aveam nevoie până nu-l aduceam aici și spuneam, domnule ministru, uite, asta trebuie făcută. Nu pleci de aici, ajută-mă, uite cum cer oameni, uite ce nevoie avem. Așa, ca să fii senator și să zici că, bă, mai fă o barieră la biserica aia acolo, las că mă rezolve cu tine. Sau aduceți cadouri și spuneți că le dă femeile peneliste. Să mă ierte, că le dă femeile PSD-iste. Nu e adevărat. Nu femeile PSD-iste le dă. Ele le mânează. Dar le dă oamenii de afaceri. Și toate femeile de la toate partidele dau cadouri, da, domnule profesor, nu doar de la PNL sau de la PSD. Da. Domnule Iștov, dumneavoastră, ce părere aveți despre domnul Ștef? Că despre domnul Ștef ne vorbea domnul profesor. Doamne, că și dumneavoastră ați fost coleg de partid. Cu domnul Ștef. Eu pot să zic că am stat de vechi în PNL. Pentru că în perioada 2000-2004, domnul Silaghi era șef la tineret și stăteam unul lângă celălalt în Consiliul Județean. Și ne consultam și așa mai departe. În vremea aceea, domnul Ștef nu era pe... deci nu apăruse încă
la orizont, ca să mă exprim așa. Dintr-o dată ne-am trezit că domnul Ștef este vicepreședinte al Consiliului Județean. Și asta o spun pentru că este disputa aceasta între domnul Ștef și între domnul Cosma, deci candidatul nostru la primărie. Deci, la aceeași vârstă de 29-30 de ani este contestat domnul Cosma, care are deja 3 ani de mandat în Consiliul Județean, dar despre domnul Ștef nimeni nu spune că în 2007 domnul Buda s-a dat la o parte și dânsul de pe locul 17 pe lista Partidului Național Liberal a ajuns direct vicepreședinte. S-au dat la o parte toți. Vedeți, iar, domnule profesor, se practică și în alte partide. Iar dacă m-ați provocat, pentru că trebuie să spun adevărul, că toată lumea spune extraordinar, Cosma n-are experiență, nu știe, dar el a știut atunci. Iar vă rog frumos să nu spun o discuție la Consiliul Județean între domnul Macek și între domnul Ștef, eu prezent acolo. Mă opresc aici. Deci să uite cei de la ALDE că cei doi la vârsta respectivă nu sunt comparabili. Măcar ăsta, domnul Cosma, candidatul nostru, are ceva în spate, dar dânsul n-a avut nimica. Pentru că l-a avut pe domnul Silaghi, care, mă rog, sunt neamuri prin alianță, și din cauza asta am fost eu dat afară din PNL, pentru că la Teatrul de Nord, în prezența domnului Meleșcanu, am fost singurul care am spus, domne, eu cu metrie la satul mare, vă rog să luați măsuri. Și pe chestia asta am fost înlăturat. Deci, domnule profesor, eu cunosc istoria acestui partid, acestor oameni, pentru că am fost înaintea lor acolo și știu cum a evoluat fiecare. Sigur, e părerea dumneavoastră în legătură cu situația de astăzi, dar să nu pomeniți de începuturi când a fost. Eu n-am pomenit de începuturi, am vorbit numai de acum. Ce-am găsit acum. Acum, eu nu pot compara, iertați-mă, eu nu-l cunosc pe domnul Cosma decât că l-am văzut la emisiuni. Dar ca să candidezi la primăria unui oraș, când n-ai făcut niciodată nimic pentru orașul ăla, și nu numai domnul Cosma, mai mulți, oameni care, eu n-aș avea obrazul să-mi depun candidatură, un om care n-a făcut, adică e avocat, și știa că e avocat, e plină țară de ei. Dar ca să faci ceva pentru oraș, să te implici, să vadă un loc făcut de tine, să vadă ceva palpabil, să simtă oamenii ăștia. Păi avem acolo, între cei 10 candidați, oameni care, iertați-mă, sunt oameni care, într-adevăr, au apărut așa ca ciupercile după ploaie, candidat la așa primărie. Așa apare întotdeauna, domnul profesor. Dar domnul Mihai. Și în anii trecuți, să nu știți, așa nu este. Că prima dată când Satu Mare are 10 candidați la primărie. Dar dumneavoastră... Sunt la Crucișor 10 candidați la primărie. Ei, acolo, uite, din întâmplare, primarul, Andreica, da. I-am fost diriginte. Și am făcut emisiune, doamna, am făcut emisiune cu el. Eu, ca profesor, ca moderator, am zis, hai să nu arat că am fost diriginte. Domnul Andreica, cum e, de când sunteți primar? Zice, domn diriginte, eu sunt primar din noaptea Revoluției. M-au luat, m-au așezat aici de la fabrică, m-au adus. Zic, și ce ai făcut ca de fiecare dată oamenii să te voteze, de atâtea ori. Zice, înseamnă că am făcut. Înseamnă că am făcut. Zice, pe mine, dacă mă dădea afară pe ușe, intram pe geam. Eu aduceam pentru localitate. Ei, asemenea primar, când mi-a arătat legătura cu francezii, mi-a arătat bunurile primite de la francezi pentru localitate, mașina de pompieri, cu garaj făcut și toate îngrijite, am zis, domnule, este... Schimbul, vreau să vă spun, și acum iertați-mă, acum am vorbit și eu mai mult, că dumneavoastră v-ați tot... E o problemă care mă roade. Există între municipiul Satu Mare și alte orașe din Europa felul ăsta de oraș înfrățit. Eu nu știu dacă populația din Satu Mare simte că noi avem vreo 7 orașe înfrățite. Eu nu simt. De când era Gâta secretar și prima după inundații, a făcut cu Wolfenbüttel și nu știu cu cine. Ce înțeleg ăștia șefii prin oraș înfrățit? Că merge o delegație de popântei de aici și se duc acolo și trag un chef teribil, vin înapoi și peste 3 luni vine aia și fac un chef aici.
Eu nu văd așa ceva. Eu oraș înfrățit îl văd să simte populația asta din satul mare, că avem un frate acolo. N-am văzut un magazin din Olanda deschis aici, cu mărfuri specifice care ne convin nouă. Și noi să deschidem acolo, poate să ducem țuică, așa, altceva ce le place, ce avem noi. Mai ales că sunt scutiți orașele înfrățite de o serie de taxe de vamă. E foarte interesant că nimeni nu se interesează de treaba asta. Și eu tot i-am întrebat și în emisiuni, când îi prindeam pe un șef, dar sunteți oraș înfrățit, nu? Da, da, noi cu activități culturale ne îmbrăcăm în nu știu ce și... Nu, orașul înfrățit înseamnă altceva. Dacă eu nu vă dau dumneavoastră sfatul că nu îndrăznesc, dar eu voi continua cu emisiunile mele să arat populației că avem frații acolo. Până atunci, domnule profesor, să revenim la campania electorală, la candidați. Spuneați că domnul Cosma n-a făcut nimic pentru municipiul Satu Mare. Nu, nu mai e domnul Cosma, mai mulți. L-am văzut. Dacă îmi permiteți, asta spuneam. Nu există grad de comparație între ce s-a întâmplat în 2007 iar și ce se întâmplă acum. Păi, dar nu fac istorie, dar realitatea. Adică să fii vicepreședinte al Consiliului Județean fără nicio experiență și totuși cu 3 ani de experiență în Consiliul Județean să vii să dai o luptă pentru primărie. Adică nu există grad de comparație. Dați-mi voie să intervin și eu. Da. De 3 ani, de 3 ani. Ca și vicepreședinte a unui Consiliu Județean, ai atribuții limitate, nu ești ordonat de credite. Ca și primar a unui municipiu, ai răspunderea maximă și ești ordonator de credite pentru comunitatea respectivă. Un vice, ce-o fi el, primar sau președinte, dacă președintele sau primarul îi dă atribuții, are și lucrează, dacă nu îi dă atribuții, poate să aibă o titulă în fața numelui lui o perioadă de timp. Și din păcate, vorbesc din proprie experiență, poți să înveți foarte multe dintr-o postură de om al doilea, al treilea într-o administrație, pentru că capacitatea de învățare și dorința de a învăța ceva ține de om. Cei 3 ani de vicepreședinte i-a fructificat, drept dovadă că după cei 3 ani de vicepreședinte a ajuns un președinte foarte bun, care a reușit să facă pentru județ ceea ce a spus în 2012 că va face pentru județ. Mai mult, ne aflăm în momentul 2016, când avem de ales între 10 oameni. Nu cred că va exista vreun sătmărean care să meargă la vot și să voteze pe principiul că dacă în 2007 s-a respectat o regulă, hai să o respectăm și acum. Cred că fiecare sătmărean se uită bun ce poate să facă acest candidat pentru mine în viitorii 4 ani și ce anume îl susține. Ori din acest punct de vedere, cei 10 candidați, că îi luăm exact așa ca și 10 candidați, fiecare poate să se prezinte în fața sătmărinilor cu ceva, mai multe sau mai puține realizări. Ori din punctul acesta de vedere, domnul Ștef, dată fiind experiența de 4 ani ca și președinte de Consiliul Județean și de 3 ca și vice, are ce să dovedească. Își bazează campania pe lucruri pe care le-a făcut, alături de alți oameni care la rândul lor au făcut. Bun, n-am să intru în polemica aceasta în continuare, dar cu lucruri bine făcuți și cu ce a făcut în campanie, doriți să vă spun acum, să încep acum să fac o analiză activității dânsului. Și eu voi începe cu infrastructura cu care dumneavoastră vă tot lăudați și faceți foarte multă publicitate. Uitați-vă, eu astăzi am scos un articol care se intitulează Binomul PSD-ALDE și locurile de muncă. Acest articol o să apară în mass media și sper să am reacții pozitive, în care, după muncă de câteva săptămâni, fac o analiză activității pe drumuri a Consiliului Județean. Pentru că nu este vorba numai de domnul Ștef, este vorba și de domnul Govor, care în 2009 a devenit vicepreședinte. Concluzia acestui material a fost că 3 firme sătmărene de drumuri cu 3 stații de asfaltare abia își trag sufletul. Poate să confirme domnul profesor care îmi dă din cap afirmativ. De ce? Pentru că domnul Ștef cu domnul Govor au reușit
să îndepărteze în această perioadă firmele sătmărene și să crească, să acorde, mă rog, sub o formă sau alta, prin caietele de sarcini și prin cifre de afaceri, altora să facă din tehnic asist un adevărat SMEU. Și am să vă dau un alt exemplu cu Consiliul Județean, care scoate 3 drumuri la reparații, Amasul Duba, Mădăraș Tășnat și Tășnat Urziceni, unde nici o firmă sătmăreană nu a putut participa la licitație din cauza cifrei de afaceri și a lucrărilor similare. De ce nu s-a împărțit 50 de kilometri în fracții la care se poată participa și aceștia? Erați consilier atunci? Când... Nu. Și acum merg în final. Știți foarte bine că este revoltător. Dacă dumneavoastră ați ști ce reacții există în lumea de afaceri vis-a-vis de conducerea județului, v-ați cruci. Cum e posibil ca o licitație de 100 de milioane de euro să nu fie împărțită pe zone, 2-4 zone, cum s-a întâmplat cu lucrarea de dezăpezire cu cele 4 loturi pe care l-a câștigat tot tehnic asistul și această lucrare să o ia altcineva? 4 ani, aceste 3 firme sau 4 firme vor șoma, vor deveni sclavii firmei câștigătoare, care ia tot caimacul și vor deconta lucrările, că tot sătmărenii o să facă lucrările, vor deconta după mușchii lor și când vor dori dânsii. Cred că dumneavoastră sunteți într-o foarte gravă eroare. Așa? Pentru că aici vorbim despre niște lucruri care se întâmplă conform legislației în vigoare. În Consiliul Județean există un departament tehnic, cu un director tehnic, există specialiști în achiziții, există proceduri de licitație monitorizate de reprezentanți ai instituțiilor care au acest domeniu de activitate și totul s-a întâmplat pe lege. Absolut niciunei firme care corespundea cerințelor impuse de lege, domnului Ștoc. Care lege? Achizițiilor publice. Dar eu lucrez cu achiziții, nu mă îmbătați, nu aveți în față un naked nimeni în achiziții publice. Nu am spus totul acest se face, lucru. Doamna Papi, dar nu mă îmbătați cu apă rece. Se face caietul de sarcini și condițiile de către beneficiar, de către Consiliul Județean. Cum a putut Consiliul Județean să facă, să împartă județul în 4 părți, când a fost vorba de zăpadă și când e vorba pentru de vară? Pentru că e logică, doar nu o să meargă mașină de dezăpezire de la Tășnat să dezăpezească Negrești, și domnului Ștoc. Și când merge să asfalteze de la Negrești să meargă la Căpeți? Când merge să asfalteze, își face dirigenția de șantier și își face amplasarea șantierului și a utilajelor în acel loc, asfaltează și se mută dragi în altă parte. Dragi sătmăreni și firme constructoare, iată pe cine trebuie să alegeți, pentru că iarna trebuie să meargă așa, iar vara nu. Vara, adică cum puteți să susțineți... Nu, dar dați-mi voie, cum puteți să îmi spuneți mie că aceste lucrări pică din cer, parașutate de un îngeraș și nu sunt caietele de sarcini, cifra de afaceri și lucrări similare nu sunt făcute de cel care comandă lucrarea. Cifra de afaceri și lucrările similare sunt date de valoarea procedurii. Știți foarte bine. În momentul în care se face un studiu, oricât de extraordinar ar fi, luăm legislația și vă dovedesc pe lege că am dreptate. În momentul în care ai alocat un buget pentru o anumită lucrare, da? Investiție publică, nu poți pe lege să rup lucrarea respectivă în mai multe părți, tocmai ca să nu alimentezi suspiciunea că favorizezi anumiți participanți la licitație. Pentru că pe principiul dumneavoastră, podul, de exemplu, la care nu s-a prezentat nimeni la licitație, putea fi rupt în 4 lucrări diferite și hai să facă 4 filme fiecare un stâlp. Dar mă crucesc, cum puteți compara un pod cu o șosea de 50 de kilometri care se poate... Cum puteți compara, doamnă? La fel cum ați comparat dumneavoastră dezăpezirea cu asfaltarea. Lucruri care n-au nicio legătură una cu alta. Dar spuneți-mi, când asfaltezi,
ca să duci asfaltul din în colțurile asfaltul județului. Dar dați-mi, vă rog, mai să termin. Deci asfaltarea presupune să ai o stație undeva plasată în apropiere, da? Să nu se răcească asfaltul. Adică faptul că la satul mare sunt 3 stații, nu putea asfalta în jurul orașului? De la stațiile din satul mare s-a așa cumpărat, indiferent ce firmă câștigă licitația, da? Stațiile din satul mare furnizează materia primă pentru firma respectivă. Adică sclavii. Nu e vorba de sclavi, e vorba de o relație comercială, iar execuția lucrării cu costul de achiziție a materiei prime nu are nicio legătură. Pentru că cel care merge la licitație își bazează oferta pe ofertele pe care la rândul lui le primește de la furnizorul de materie primă, fără ca stația să dea tariful, pentru că știți foarte bine, fiind expert în achiziții, că în momentul în care depui o ofertă trebuie să o fundamentezi. Când vii și spui că faci un kilometru de asfalt cu 10 lei, tu trebuie să ai documente doveditoare că ai de unde să cumperi asfaltul, forța de muncă, electricitatea, combustibilul, plata salariaților, toate se încadrează în cei 10 lei. Deci oricine ar veni și ar face o ofertă, orice firmă de oriunde, și iertați-mă, încălcați cel mai important principiu al liberalismului, care spune că la o competiție poate să participe oricine cu drepturi egale. Doamnă, pentru că vorbeam de liberalism. Doamnă, sunteți pe lângă subiect. Și acum o să vă contrazic cu un alt exemplu. Cum a fost posibil în cartierele sătmărene domnul primar să rupă lucrările, să se încadreze sub 100.000 de euro, să le poată face încredințare directă? Vă rog să-l chemați pe domnul Coica să vă răspunde la întrebare. Spune că nu se poate. Doamnă, nu să... Lăsați-mă, cunosc legea achizițiilor publice, știu că stă în pixul aceluia care este acolo, cum întocmește și cum sprijină. Când firmele sătmărene pleacă în alte județe, li se spune, voi ce căutați aici? Adică am lăsat aproximativ 500 de locuri de muncă prin faptul că firmele sătărene nu s-au dezvoltat. Toate autostrăzile din România, atâtea câte sunt făcute de Starbuck și mai știu Strabag, eu ce, Strabag, iertați-mă, cum s-o fi numit, firme străine. Vă rog frumos să-mi spuneți, pe principiul pe care dumneavoastră îl susțineți, ce stă la bază din punct de vedere al legalității să spui unei firme venite din afara țării să nu vină și să nu facă ce? Și ăla și-aduce, dacă firma e din Germania, și-aduce asfaltul din Germania? Dar vă rog, nu ieșiți din județ! Nu ieșiți din județ, doamna! Pentru că principiul este același! Principiul este același! Se scoate la licitație o lucrare! Și vine și participă la licitație, da, doamna, cel Papiș, care poate dovedi. În același timp, dumneavoastră știți foarte bine că depinde foarte mult și de caietul de sarcini. Dar caietul de sarcini este fundamental. Caietele de sarcini se fac pe lege. Caietul de sarcini are întâi un studiu de fezabilitate, are un DALI, are un proiect tehnic. La toate lucrurile astea lucrează echipe de câte 20-30 de oameni care răspund prin semnătură de tot ce pun acolo. Credeți-mă, mai ales la activitatea intensă din ultimii ani de zile pe care o au instituțiile astea care ne verifică, DGA, DNA și tot. Dacă toate caietele acelea de sarcini ar fi fost făcute într-un anumit fel să favorizeze pe cineva, credeți că astăzi nu trebuie nu să favorizeze pe nimeni, doar să dea posibilitatea și firmelor, doamna Stella, românești să participe la acele licitații. Asta este populism care populism, nu respectă legea. Doamne, dar credeți, orice ar fi, dragi spectatori, populism prin neacordarea lucrărilor la sătmăre. Adică asta este populism. Nu, nu este lucrările populism. Se acordă. Vă rog frumos, nu mă trageți. Vedeți ce cum încercați să mă scoateți la nivel național, unde lucrările sunt supervizate de CNADR. Deci e vorba de Ministerul Transportului, care sigur... CNADR e de sine stătător. Bun, deci el face caietul de sarcini și sigur că nu o să-l facă pentru un județ. Dar când ai tu lucrările în județ, să nu aibă, cum e posibil să
Uitați-vă cum vă prind cu chestia, cu fofârlica. Pe mine nu mă prindeți cu nimic, îmi pare foarte rău. Uitați-vă, cu ce să mă uitați-vă. Nu, în ceea ce afirmați. Afirm exact ceea ce e de lege. Spuneți-mi atunci cum a fost posibil ca acest Consiliu Județean pe care dumneavoastră îl apreciați să facă o încredințare directă la SCLT Drum Alexandria pentru podul Valea Albă la Călinești în valoare de 1.360.672. De ce n-a acordat lucrarea unui sătmărean? De ce? Nu era vorba de caz de sarcini. Cum e posibil? Nu se acordă lucrările scoțând din buzunar o hârtie și spui îți dau ție sau îți dau ție. Se calificau. Acea lucrare... Domnul Iștoc, da? Și aici trebuie să vorbiți cu celeritate. Acea lucrare, chiar dacă este încredințare directă, se publică, știți foarte bine, pe SEAP. Ofertele se fac pe SEAP. Cu prețul ascuns, în ziua în care pe lege se declară deschiderea ofertei, reprezentanții firmelor sunt de față, chiar dacă e încredințare directă, tot ce este peste 5.000 de euro are aceeași procedură. Reprezentanții firmelor sunt de față când se deschide oferta respectivă. Dacă este în format electronic, se decriptează direct din SEAP. Dacă este pe ofertă scrisă, se deschid ofertele în prezența tuturor celor care și-au depus ofertă pentru licitație. Dacă această firmă a avut cea mai bună ofertă pentru întrebuințare directă, pe bună dreptate că a luat lucrarea respectivă. Sigur că da. Păi... A avut, pentru că a dus oamenii de la Alexandria. Papici, a avut domnilor, cea mai bună... reveni după a avut cea mai bună ofertă, sigur. Doamnelor și domnilor, rămâneți cu noi, revenim. În satul mare, la târgul de produse tradiționale din piața 25 octombrie, vineri, între orele 9:15 și sâmbătă 9:14. Vinul Riser, calitatea naturii. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Satu Mare are nevoie de gospodari, de profesioniști cărora le pasă, de manageri ambițioși, de oameni ca tine care vor să lase în spate ceva bun, ceva durabil. Vrem o schimbare în fiecare localitate pentru fiecare cetățean sătmărean. Știm cu toții ce e de făcut. Investiții și locuri de muncă, drumuri de calitate, spitale curate și modernizate, bani europeni. Doar o echipă le poate realiza. Gospodarii, oameni cărora le pasă ca de propria casă. Sunt Romeo Nicoară. Votează pe 5 iunie echipa și candidații PNL Satu Mare. Doamnelor și domnilor, după cum v-am promis, am revenit din nou din studioul Informația TV. Suntem în direct. Alături de mine în studio se află doamna Marcela Papici, ALDE, domnul profesor Teodor Curpaș, ALDE, domnul Augustin Iștoc, PNL și colegul meu Mihai Sălceanu. Doamna Papici, domnilor, cine ne-a urmărit în perioada precampaniei a văzut că am discutat mai mult de municipiul Satu Mare, de ce se întâmplă în municipiul Satu Mare, mai bine zis, candidații la primăria municipiului Satu Mare
s-au gândit că ar fi mai bine să critice ce nu s-a realizat până acum. Acum se pare că interesul s-a îndreptat spre Consiliul Județean și se discută foarte mult pe marginea celor realizări ale Consiliului Județean, drumuri, 200 de kilometri, 300, 400, la un moment dat se spunea că au fost reabilitate 200 de kilometri de drum, apoi 300, mai nou s-a ajuns la 400. Care e adevărul? Cine merită sau al cui este meritul acestor drumuri? Dacă îmi permite să încep. Spuneam și înainte de pauză că anumite societăți parcă sunt abonate la Satul Mare. Și această firmă Tel Drumul, care este din Alexandria, culmea, a reușit două lucrări să își adjudece în județ, ca să nu mai vorbesc de tehnic asist. Deci, nu neg că de la București au venit bani. Au venit bani. Dar sunt supărat și contest modul în care acești bani au rămas în județ. Contest modul în care s-au dezvoltat firmele sătmărene, care au rămas de căruță. Sigur, s-au făcut anumite porțiuni de drumuri și cu scop electoral și cu un scop al uneia sau altea din conducerea județului sau al unui conducător de partid. Dar, la ora actuală, nu putem spune că județul este reabilitat sau că putem să mergem fără nicio problemă. Dumneavoastră ați fost de la Mădăraș spre Gelu pe drumul acesta care este aproape aici de oraș. Este un drum care este dezastros. De asemenea, contest implicarea județului în rezolvarea unor probleme mărunte de transport care traversează și orașul Satu Mare. De câte ori să mai spun, de ce nu se implică în acel sens giratorul din capătul Barițiului? De ce nu se face ceva acolo unde zilnic se sparg oglinzi? De ce județul nu face un lucru foarte simplu? Trecerea de cale ferată la Botiz. Îți rup mașina în la respectiva trecere. Cred că n-ați fost de mult, că e reparată. La trecerea la nivel la calea ferată? Da, e cu cauciuc făcată. Da? Dinspre Tetveș, de acolo? Nu, deci trecerea normală. Nu? Da. Deci este centura orașului, doamna Papici. Este vorba de centura orașului. Trebuie să o fac orașul. Păi cum e? Deci, dacă la Botiz, este al județului, pentru că județul... O centura orașului ori la Botiz, păi, hotărâți-vă. Bun, este centura orașului până... Dacă centura orașului, trebuie să facă primăria, nu? Nu știu, dumneavoastră, profitați de faptul că sunteți femeie și puteți să interveniți peste mine oricum. Profit de faptul că știu adevărul. Păi nu știți. O să vă fac niște poze. Deci ca să vă explic atunci cu deamănuntul, pentru că dumneavoastră nu prea circulați în zona aceea. Deci, din capătul lui Barițiu se ajunge până la intersecția cu Lazuri, se face dreapta spre Botiz și este intersecția cu calea ferată Micula Satu Mare. Despre... A, Micula, nu Botiz. Păi dar nu e Botiz trecerea respectivă. Păi cum? Da, este una pe drumul național. Păi dar n-am spus de drumul național. Eu consider aia centura orașului încă, nu e centura orașului care aparține de județ. O să facă viitorul primar. Păi dacă aparține de județ... Atunci să facă viitorul președinte de Consiliul Județean. Da, și se chinuie mașinile de atâta timp ca să treacă. Sunt niște lucruri mărunte pe care județul din avion lucrează. Din lucruri mari, unde poate să acorde contractele la firmă cu cifră de afaceri, fără ca să stabilească niște criterii și pentru amărâții de constructori din Satul Mare, că îi compătimesc și dumneavoastră o dați înainte cu legea. Legea e clară. Cel care are lucrarea... Pentru dumneavoastră și candidată dumneavoastră, legea e facultativă, după cum este și în campanie. Și aș vrea să vorbim despre acest lucru. Domnule Stoc, nu e compătimit pe oamenii care au firme de construcții drumuri. Pentru că cel mai scump drum, poate din România, se construiește în Satul Mare. Ei, nu pot să-mi închipui cum câștigă unul o licitație, indiferent care a fost. Oamenii de care spuneți dumneavoastră. Uitați-vă la prețul drumului. De ce este așa de scump? Când balastul, când nisipul, când pietrișul ia din albia someșului, că un om foarte corect, sunt câțiva, care au balastiere, iau din bogăția statului și o vinde pe bani grei, care vine cumpărate pe banii noștri, ai cetățeanului.
de la construcția de drum. Și la asta nu vă... Eu asta, la asta mă... Pentru asta mă frământ. Că licitațiile pe asta, la mintea cu coșul. Nu face licitația un om și spune, fă tu lucrarea. Eu nu pot să-mi închipui așa ceva. Eu am fost în comisie de licitații la vânzarea spațiilor comerciale pe legea 550. Am făcut licitație la vânzarea la Casa Albă a spațiului. Dar o reglementare, o ordine pe care nu poate încălca nimeni. Cum adică să creadă populația care ne vede și ne aude că noi trăim între hoți și borfași? Dar nu despre asta e vorba. Păi, asta spune dumneavoastră. Nu, eu spun criteriile pe care le stabilește la cifra de afaceri și faptul că ai un drum de 50 de kilometri între 5 localități, să spui de la localitatea A1 la A3 face 1, de la A3 la A4 face altul, de la A4 la A5 face următorul. Nu s-a făcut așa. Să faceți dumneavoastră altfel. Eu nu cred că se încalcă legea, domnul. Păi nu se încalcă, dar în măsura în care dai o porțiune de 50-60 de kilometri dintr-o bucată, ai o cifră de afaceri foarte mare și sigur că nu mai are acces satul mare. Dar dacă ai făcut 50 de kilometri în 3 porțiuni și se poate face, are acces și cel cu o cifră de afaceri și cu lucrări similare. Pentru că a făcut. Dar nu, trebuie să, așa, 50 de kilometri. Dați-mi voie să vă dau un exemplu care se întâmplă în municipiul Satu Mare, da? Pentru că aici reprezentăm candidați care merg și candidează pentru postul de primar. Cine va fi președintea Consiliului Județean va fi ales la masa verde, așa cum toți știm. Da? Ce va face mai departe în județ? Va face ceea ce vor decide cei 33 de consilieri județeni pe care îl vor alege să decidă ce va face mai departe Consiliul Județean. Haideți să vă dau un exemplu despre o licitație în care alegerea sau stabilirea greșită a cifrei de afaceri ne face astăzi pe toți să ne uităm la o clădire renovată de care nu ne putem bucura și este vorba despre fostul cinematograf Luceafăru, în care una dintre firmele care a câștigat licitația, care și-a încasat banii pentru lucrarea făcută, a ajuns în insolvență, nu și-a plătit furnizorii, care furnizori neîncasându-și facturile, s-au dus și bunurile pe care le-au pus în clădirea respectivă le-au luat, că erau ale lor, până când nu plătești o factură, până nu-ți încasezi factura, bunul pe care l-ai livrat este proprietatea ta. Ei, dacă cifra de afaceri ar fi fost, probabil, corect stabilită, dacă experiența similară a firmei ar fi fost corect stabilită, dacă bonitatea firmei ar fi fost suficient verificată, la momentul în care s-a atribuit lucrarea și culmea, și le s-au făcut toate pe lege. Poate că nu se ajunge aici. Ăsta este un exemplu clar de situație în care suferă cetățenii. Că drumul acela, da, și mergem acum cu toții, dacă vreți, pe drumul Satu Mare, Viile Satu Mare, care știm că ani de zile a fost vai și amar că se mergea maxim cu viteza a doua, astăzi este un drum foarte bun. Mergem pe drumul acela și întrebăm cetățenii care fac naveta de la Viile Satu Mare dacă sunt mulțumiți de faptul că au drum. Acum am făcut emisiune cu ei. E adevărat și excepțional ar fi fost să se facă toate drumurile și excepțional ar fi fost să se aducă la nivel toate trecerile la nivel cu calea ferată. La fel cum ar fi fost foarte bine canalizările să se ridice la nivel prin oraș. Da? Asta ar fi fost varianta ideală. Mi se pare, nu mi se pare elocventă. Nu, asta nu mi se pare elocvent nimic. Probabil nu mi se pare pentru că Luceafărul cu drumurile. Popular, mă rog. Popular, adică, sigur că este un activ vreau al orașului. Vreau să vă spun o treabă. Da. În municipiul Satu Mare, iau exemplu, primăria, că despre asta vorbim. Toată lumea, sigur, dă în primar. Dacă e o groapă acolo, primarul. Să știți că într-o primărie noi nu suntem conștienți de faptul că primarul și viceprimarii formează executivul și au la dispoziție un personal foarte mare. Din Satu Mare, nu știu, 200 de oameni angajați. Nu poate greși primarul dacă are un consiliu bun. Dar are acolo comisii de specialitate.
Nu poate să treacă un proiect de hotărâre dacă comisia îl respinge, dacă găsește lucruri care nu sunt corecte, dar nu se muncește serios. Consilierii, și dacă așa ajungem, eu sunt pe locul 11, n-ajung consilier, dar... Ne retragem noi. Dar, consilierii, cum veți fi dumneavoastră, dacă mergeți și stați de pomană acolo și vedeți numai lucruri din astea alte pe dedesubt, vă rog să fiți consilieri de adevăratelea, să citiți proiectele. Arătați-mi câte proiecte au făcut consilierii. Nici unul. Înseamnă că merg să-și ia diurna, ridică mâna și sunt foarte fericit. Ei spun că prea puțin ajung să propună. Mai mult primarul, pentru că executivul îl propune. Nu e așa, e legea. Eu am făcut proiecte de hotărâri mai multe ca primarul. Ei spun că n-au nicio șansă ca proiectele lor să fie și aprobate. Păi, dar 8 însemnează. 8 consilieri semnează. Domnule profesor, urmând aceeași logică, cine poate să-și asume rezultatele bune sau mai puțin bune de la Consiliul Județean, de la județ, realizările sau nerealizările? Cum se le asume? Păi... Cine răspunde? Ce partid? Ce partid? Deci acum în campania electorală, mai ales pentru primăria municipiului Satu Mare, da, se spune realizările sunt ale PSD-ului, realizările sunt ale ALDE. Sau ale discuția UDMR. Noastră a pornit de la acei câteva sute de kilometri de drum. A ajuns la 400. 200, 300, 400, cât or fi. Nu se știe câți cu exactitate. Sau unii zic într-un fel, alții zic în alt fel. Eu așadar, cine... 270 de kilometri pe un anumit program. Da. Pe un anumit. Da. Pe mai multe programe sunt... Nu, da. Sunt 270 făcuți. Da. Și se vor face anul acesta, în sensul că s-au semnat contractele și se vor preda amplasamente, încă 170 pentru care există finanțări parțiale sau integrale. Parte din bugetul județului, parte din pe program de dezvoltare mai locală. Mai sunt și prin POR făcuți. Gândiți-vă da. Și programul cu tot respectul regional. Față de toată lumea. Eu nu cred că oricare informație din materialele pe care noi le promovăm o poate contesta cineva cu cifre și dovezi corecte. Nu, cifrele sunt corecte, e foarte corect. Clar. Dar uitați, PSD-ul spune în această perioadă, în 2012-2016, s-au asfaltat 400 de kilometri de drumuri. Până la urmă, nici nu despre acest lucru este vorba, ci de disputa dintre domnul Ștef, doamna Vapici și domnul Octavian Petric. Domnul, știți foarte eu nu bine cred că suntem ce... aici ca domnul să vorbim timp. Și apoi, dumneavoastră, domnule profesor, ne spuneați că de realizările sau nerealizările municipiului Satu Mare nu este vinovat neapărat primarul, ci și în aceeași măsură ar putea fi vinovat și consilierii. Și da. Atunci vă întreb, urmând aceeași logică, de realizările sau nerealizările Consiliului Județean este meritul domnului Ștef sau este meritul consilierilor? Doamna, l-ați amintit pe domnul Petric. Dânsul să-și vadă acolo de treburile lui pentru care e trimis, pentru că atunci când domnul s-a votat... Domnul Petric este președintele PSD. E numai de acum. De un pic de vreme. Da, bine, că ales un președinte foarte temeinic, să știți că merge bine treaba, veți vedea. Veți vedea după alegeri cât de bine va merge, pentru că atunci când s-a votat ca primare să fie aleși din primul tur, dânsul a stat liniștit, știind ce e în Satu Mare și în Dardeal. Domnule profesor, dar de ce evitați să-mi răspundeți la întrebare? Nu are nimic pe mie trebuie să-mi spuneți, trebuie să le spuneți sătmărenilor. Păi sătmărenilor le spun. Este meritul președintelui Consiliului Județean că s-au realizat 270 de kilometri de drum? Domnule, ordonator de credite, a plătit, a făcut plăți, a mobilizat, a făcut licitații. Cum sunt adică? Cum să fie meritul? Toate sunt semnătura lui. Toate sunt semnate de el. Acum vine domnul Petric. Dar banii cine i-a adus în județ? Banii cine i-a adus în județ? Să nu cumva să-mi credeți pe mine, să mă mințiți, că a plecat unul de la noi și a venit cu saci așa, cu bani și zice, na mă, cine credeți că intră în pușcărie din guvern sau de unde? Păi de acum au adus bani în județ. Cine spune că merge și aduce bani și că parlamentarii nu fac drumuri, parlamentarii nu fac poduri, să fie foarte clar.
Trebuie să se vadă de treabă acolo. Dar domnul Petric nu spune că el ar fi făcut drumurile sau că el ar fi adus banii. El spune că un merit îl au și consilierii PSD sau că meritul este, dacă vreți, al întregului Consiliu. Categoric. Nu doar al președintelui. Consiliul a votat un proiect și l-a dus la îndeplinire omul ăsta care a semnat, care răspunde cu capul. Și a propus proiectul. Categoric, și a făcut proiectul. Ba mai mult, domnul Petric merge mai departe și spune că aceste realizări se datorează în mare parte guvernului Ponta. Dați dumneavoastră dacă aveți, noi nu dăm diplome. Dacă dumneavoastră dați diplome, dați. Eu cred că e mult mai important să discutăm despre o situație comparativă. Și dacă vreți, comparăm două județe între ele sau comparăm în cadrul acelui județ, județul și primăria. Vorbim despre două unități administrativ-teritoriale care au trăit în aceleași condiții socioeconomice, cu aceeași legislație și cu aceeași posibilitate de a atrage sau nu bani. Haideți să nu vorbim despre banii de la guvern, haideți să vorbim de fonduri europene. Fondurile europene erau liniile la fel de deschise sau de închise pentru toată lumea. Și luăm și comparăm, mergem mai departe, comparăm primăriile între ele, sunt 64 la nivel de județ. Știți foarte bine că au fost primari și primării care n-au atras niciun leu din fonduri europene, alții care au trăit foarte bine și au făcut lucruri importante din fonduri europene. Care eu? Categoric, este extrem de importantă priceperea, implicarea și modul în care și viziunea celui care conduce, propune și urmărește implementarea. Iar acesta este ordonatorul principal de credite. În cazul Consiliului Județean, președintele Consiliului Județean, în cazul primăriei, primarul. Primarul și președintele vine în fața consilierilor cu propunere. Consilierii, dacă o consideră bună, o votează, o promovează și primarul sau președintele o implementează ulterior. Dar dacă propunerile nu există, ce să voteze consilierii, vă întreb? Nu. Și atât, poate să rămână o întrebare retorică. Ne spunea că și consilierii ar putea veni cu propunerea. În mod categoric, au venit proiecte de hotărâri. În momentul în care chiar sunt obligați. Eram viceprimar. Am avut propuneri de cu atât proiecte. Mai mult un viceprimar da, exact, poate de aceea veni eu am deschis subiectul, da? Am fost viceprimar și am venit cu propuneri de proiecte. Propuneri de proiecte care mi-au fost acceptate de executiv și promovate cu inițiator proiect, domnul primar Dorel Coica Costel. Foarte bine, câtă vreme au produs efecte, câtă vreme au fost votate, nu-ți pui problema să-ți asumi. Dacă eu am avut ca și țintă stabilirea unui regulament de acordare a locuințelor sociale, pe mine m-a interesat să voteze consilierii regulamentul respectiv, ca eu în executiv să pot să-mi desfășor treaba pe baza unui și să îndeplinesc atribuțiile pe baza unui regulament. Nimeni nu împiedică pe consilieri, nici la municipiu, nici la județ, dimpotrivă, să inițieze proiecte de hotărâre. Nu poate niciun președinte, niciun primar să le interzică. Există un regulament după care funcționează, care spune foarte clar. Propunerea unui consilier susținut de minim o treime dintre consilieri. Dacă astăzi vrea cineva să discute despre meritele lui sau nerealizările lui, trebuie să aibă în spate la merite o hârtie. Eu pot să admit că declarativ vine oricine care a avut o activitate în Consiliul Județean și spune astăzi nu e meritul lui, e meritul meu. Perfect, dovedește. Atât. Doamna Cădar, v-aș ruga frumos. Vreau să profit de faptul că doamna Papici a fost viceprimar. Să coborăm un pic cu promisiunile și cu ce s-a întâmplat în perioada 2012-2016, să vedem din promisiunile acestea mărețe câte s-au făcut, că, sigur, și județul este foarte important, dar dați-mi voie măcar să abordăm ca să oamenii să știe ce minciuni s-au lansat în perioada aceasta. Și aș începe cu cel de-al treilea pod. Domnul Coica, anul trecut, am datele în 3 septembrie și în 20 mai, declara că vom avea două poduri,
iar că anul acesta începe construcția celui de-al treilea pod. Niște lucruri, pe de cuvântul meu, fanteziste. Și acum o să spun telespectatorilor o chestie care nu se știe, pentru că nu s-a căutat. Ce se întâmplă cu al treilea pod? În fișa de achiziție acestui pod, primăria a prins 14.500.000 de euro. În studiu de fezabilitate și în documentație e vorba de 28 de milioane de euro. Așa se explică faptul că nimeni nu vine la licitație, a apărut declarații, că nu am scos. Adică de ce ții populația într-o necunoaștere de acest gen? De ce nu îi spui clar, domne, noi avem o problemă aici pe plan intern? Domnule Iștoc, da. Sunteți economist, sunteți om de afaceri. Din punctul nostru de vedere, o primărie de municipiu, o primărie cum este a noastră din Satu Mare, își permite să construiască un pod? Avem resurse financiare să putem construi un pod dacă nu atragem fonduri europene? Doamna Cădar, o clipă ca să răspund. Este imposibil. O clipă ca să... Doamna Cădar, eu sunt un om care nu sunt populist, în primul rând. Nu e posibil să culegi telele de pe cer. Nu e posibil să ataci al treilea pod, 28 de milioane de euro, centura orașului, cea de 9 kilometri, care costă 73 de milioane pentru că s-a judecat la 307 milioane de lei de la 550. Deci, dintr-un foc 100 de milioane, sală polivalentă, care costă iară câteva zeci de milioane. După mila mea părere, ce se întâmplă în oraș? Este sufocat. Ar trebui să găsim o direcție, să spunem, domnule, al treilea pod. Și să mergem să accesăm fonduri europene pentru al treilea pod. Dar nu așa. Și asta, și aia, și... Nu, n-ai cum, pentru că bugetul local nu are. Iar dacă nu accesăm... Și apoi v-aș aduce aminte, domnule Iștoc, da? Că în campania electorală din 2012, cam toți au promis poduri, drumuri... centuri și așa mai departe. Chiar la alegerile la europarlamentare, când s-au făcut alegeri pe Colegiul 2, toți candidații pentru Colegiul 2, toți au promis al treilea pod. Toată lumea promite poduri. Pentru că deocamdată ține. Se pare că au obținut voturi cu aceste promisiuni. Nu, orașul chiar a primit nu, bani trebuie pe o șoseală de cinci. Noul Consiliu Local, cu primarul care va fi ales, trebuie să aibă rațiunea, să facă o selecție. Eu nu pot să promit să mă uit în ochii oamenilor, să le spun, oameni buni, totul e posibil. Noi vom face, ajungem la conducerea orașului și vom face totul. Nu, sunt niște priorități. Dacă mă întrebați pe mine și v-am spus și data trecută, locurile de muncă sunt prioritatea numărul 1. Un parc industrial, un nou, ori extinderea, ori un nou parc industrial. Vin firmele și nu au locuri unde să... Transparență în administrație, rațiune în cheltuirea banilor, să începem cu astea și pormă cu fluxul pe drumurile municipiului, în linii mari, nu se poate realiza totul din ce se promită. Cu puncte, cu 10, cu 15, cu 20. Nu se da, poate. Da, domnule Iștoc, doamna Papici, domnule profesor, ne-am lămurit cum stau lucrurile cu drumurile, am văzut și cu podurile cum stau lucrurile. Să abordăm un alt subiect, de exemplu, sănătatea. Acum este la modă acest subiect, scandalul dezinfectanților a cuprins întreaga țară. Bănuiesc că au fost verificări, doamna Papici, la nivelul Spitalului Județean și probabil și în celelalte spitale din municipiu. Ați verificat sau au verificat alții cum stă treaba cu concentrația celor dezinfectanți. Ne puteți spune câteva lucruri? Eu pot să vă spun, deși cu sinceritate vă spun că nu mă simt confortabil să abordez un subiect care ține azi de locul meu de muncă într-o emisiune de dezbatere electorală, dar fiind un subiect de foarte este mare un interes corect de toți candidații corect. Sănătatea. Din fericire, și spun acest din fericire nu pentru că e campania electorală, ci vorbim despre sănătatea oamenilor, Spitalul Județean de Urgență Satu Mare a ieșit foarte bine la toate controlele, în sensul că
Tot din fericire nu am avut contract de furnizare cu acest producător sau comerciant de dezinfectant, Sexy Pharma. Spitalul nu a avut niciodată contract cu el. La toate controlele pe care le-au făcut cei de la Direcția de Sănătate Publică, absolut la toate probele am ieșit negativ, în sensul că nu s-a depistat niciun fel de infecție care să poată fi pusă pe seama lipsei dezinfectanților sau utilizarea lor corectă. Din păcate, nu la fel de norocoș, nu știu dacă ține de noroc, mă doare să zic asta. Au fost alte spitale chiar din proximitatea județului nostru, pentru că, așa cum am mai declarat, așa cum funcționează astăzi sistemul, niciunui comitet director, niciunei conducere a unui spital nu îi se oferă instrumentele de a verifica ceea ce folosește. Câtă vreme un produs are autorizație de punere pe piață și toate avizele de la Ministerul Sănătății, pentru că achizițiile se fac prin proceduri de licitații, firma are dreptul legal să participe la licitație, are avizul Ministerului Sănătății de punere pe piață acelui produs și noi îl folosim în condițiile în care spun instrucțiunile. Noi facem determinări epidemiologice și avem medic, din fericire, avem medic epidemiolog și luăm probe continuu de pe lenjerie, de pe tacâmuri, de pe instrumentar, de pe absolut tot. Sunt determinări, le spune determinări pasive, există active și pasive, și rezultatele lor se comunică în fiecare lună cu foarte mare rigurozitate tuturor celor care ne conduc. În speță, Direcția de Sănătate Publică, există alte rapoarte care se fac către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, mai ales cele pe programe, nu am avut probleme. Și este o situație absolut care ne bucură pe toți, pentru că n-aș vrea să fiu... Facem, credeți-mă, zilnic ne vin hârtii de la toate departamentele Ministerului, de la toate instituțiile de control, de la controle încrucișate, de la toate direcțiile posibile și imposibile, și dăm note de raport legate de această problemă. Multe hârtii. No, azi ne este simplu să răspundem, pentru că spunem nu, n-am avut contract cu el, luăm de la aceștia care s-au verificat produsele și sunt în regulă, am ieșit bine la toate controlele epidemiologice, nu avem probleme. Nu știu să înțeleg că la Spitalul Județean sau la celelalte spitale din județul Satu Mare, bănuiesc că știți, nu sunt infecții intraspitalicești? Ba da, sunt infecții intraspitalicești și nu are nicio legătură una cu cealaltă. Sigur că infecțiile... nu are. Într-un fel are. Nu are. Infecțiile... nu are. Acele infecții nozocomiale pe care noi le raportăm și pentru care... Repet, este o rigurozitate și nu poate să pretindă nimeni la nivel național că nu se știe. Sunt formulare care se completează în fiecare lună. În fiecare lună se trimite un dosar cu nume de pacient, istoric, copie după epicriză, după foaia de observație, când a fost depistată infecția, ce laborator a confirmat inspecția respectivă dacă a fost cazul, ce tratament s-a aplicat, cu nume, cu prenume, cu pacient, cu secție, cu absolut tot. Iar aceste raportări se trimit lună de lună. Peste tot în lumea aceasta există infecții nosocomiale. Este unul dintre criteriile stabilite la nivel mondial de clasificare, nu doar a spitalului, ci a întregului sistem de sănătate dintr-o țară. Doar că diferența este că în străinătate se raportează aceste... infecții și pe la noi se raportează. Noi... Doamna Stelea, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Ca să depistezi o infecție, la nivel de laborator, ai nevoie de anumiți reactivi. Acei reactivi sunt extrem de scumpi și îți trebuie și personal calificat, îți trebuie medic care să recolteze, personal de specialitate. E un întreg proces. Cred că, din păcate, sunt foarte multe spitale, și nu vorbim în mod obligatoriu de spitalele județene,
care poate a avut o infecție pe care nu au avut instrumentele necesare ca să o depisteze și să o raporteze. Pentru că vorbim despre sute de mii de lei care trebuiesc investiți în reactivi ca să determini o anumită analiză. Și așa poate părea sistemul românesc mai bun decât cel din străinătate. Nu este singurul criteriu după care nu este primul criteriu. Mie știți ce îmi pare rău? Se face atât de multă zarvă pe subiectul acesta, nespunându-se cu adevărat de la A la Z să se explice cu răbdare. Eu încă nu mă uit foarte mult la televizor, dar încă eu n-am văzut să iasă medici epidemiologi care stăpânesc subiectul, să iasă reprezentanța direcțiilor de sănătate publică care stăpânesc subiectul, care să vină cu hârtii și să spună asta facem, așa facem, astea sunt analizele pe care le facem, astea sunt rezultatele. A existat o perioadă, din păcate, în care aceste infecții nozocomiale erau un indicator de performanță și exista probabil tendința de a nu da rău la momentul analizei, să spui, n-am avut 10 infecții, că am avut 5 infecții. Dar vin să vă spun altceva. Aceste infecții se tratează. Tratamentul lor presupune... Dar se mai și moare din cauza lor. Da, asta e la. Înainte, și nu vreau să fim atât de brutali, un medic, orice medic din țara asta, da, are un pacient care are niște simptome de o infecție. Îi prescrie tratamentul. În infecțiile nozocomiale, într-o parte din ele, că și aici sunt de foarte multe tipuri. Vă dau un exemplu concret. Se folosește vancomicina. Acesta este un antibiotic pe care în sistemul de sănătate se folosește exclusiv în spitale. Dacă tu raportezi infecții nozocomiale zero, cum justifici achiziția de vancomicina? Pentru că toate spitalele cumpără acest antibiotic. Dacă cineva se apleacă asupra problemei și vrea să analizeze un spital care declară că are infecții nozocomiale zero, îi ia din buget suma de bani pe care o investește pe reactivi, îi ia personalul să vadă dacă are biolog angajat, epidemiolog angajat, ia județul să vadă dacă are laborator care poate să facă determinarea și ia bugetul pe medicamentele folosite pentru tratarea lor. Cred că se putea face... Din satul mare au murit oameni din cauza infecției? Acum, să zicem anul acesta. Nu sunt medic. A spune că un om a murit din cauza infecției, din ceea ce am înțeles eu din discuția cu medicii, dar vin oricând ne invitați cu colegi care vă pot explica medical, este greșit. Un om ca să se infecteze într-un spital vine cu un anumit diagnostic în spitalul respectiv. Suferă o intervenție chirurgicală, poate să apară complicații în urma intervenției chirurgicale, poate să aibă o anumită vârstă și un organism slăbit sau o serie de afecțiuni cronice. Nu se pune problema că vine până la spital în vizită, ia infecția, merge acasă și moare după o săptămână. Deci nu... O infecție ia în sine pe un organism sănătos, neafectat de niciun fel de boală și, da, nu cred că o moară. Nu vreau să intru în discuții medicale. Sigur, nu v-am întrebat dacă vine cineva în vizită la un pacient și a murit că a luat infecția. Nu despre asta vorbim. Noastră știți foarte bine. Acei pacienți care se internează pentru o intervenție chirurgicală și Haideți să stabilim ce numim infecție nozocomială care se tratează și e foarte important să înțeleagă sătmărenii. Există anumite tulpini care trăiesc anaerob, în sălile de operații. Au fost situații în Europa în care s-au dărâmat spitale din cauza că nu se putea eradica virusul care ducea la apariția infecției respective.
pentru că se localizează în sistemul de aerisire, în binările de la rosturi. De aceea există niște reglementări foarte clare pe sălile de operații ca să nu creezi medii în care se poate dezvolta acest microb care trăiește exclusiv anaerob, așa cum sunt sălile de operație. Pe o rană deschisă, un astfel de microb duce la o infecție. Această infecție poate să se manifeste și eu explic foarte simplist, ca nemedic, așa cum am înțeles de la colegii mei. Mergi acasă după infecție, iar unul dintre simptome, virusul se localizează la nivel de colon. Primul simptom este, poate fi, diareea. Ce zice omul? M-am operat, am luat foarte multe medicamente, am mâncat la regim, e normal ca organismul să se manifeste. Se întorc la spital într-o fază avansată, pot să se întoarcă la spital într-o fază avansată a infecției respective, când se aplică tratamentul, dar din cauza, repet, el a fost la un moment dat în sala de operație, deci automat trebuie asociată cu afecțiunea pe care a avut-o, da? Poate organismul să nu mai poate să lupte cu infecția respectivă pe fondul stării de sănătate insuficient ameliorate. Da? E o conjunctură. De aceea, când se raportează infecțiile, pentru fiecare pacient sunt pagini întregi care se raportează, pentru că cei de specialitate care analizează, analizează și istoricul. Deci, nici în spitalul din Satu Mare, nici în alte spitale, după știința mea, nu s-a murit pentru că a venit în spital, a făcut o infecție și a murit. Neasociată cu alte probleme. Domnul Iștoc, din punctul nostru de vedere, s-a rezolvat problema sănătății în județul Satu Mare? Eu aș vrea să vorbesc, sigur că problema aceasta este o problemă de nivel înalt de Ministerul Sănătății. Eu altceva aș vrea să supun atenție doamnei Papici. Până în anul 2012, la Spitalul Județean nu au fost arierate. Adică, ca să ne înțeleagă cei care ne privesc, înseamnă un dezechilibru între cheltuieli și venituri. Adică nu mai poți să-ți plătești facturile pentru că nu ai venituri. Cum se explică că în 2013 Ministerul a trebuit să aloce 3.300.000 lei, în 2014 decembrie 16 milioane de lei, în 2015 8.500.000, adică în 3 ani, 3-4 ani, 27.800.000 de lei, aproape 6.300.000 de dolari. Adică unde-i gaurea neagră acestui spital când banii pe care vi-am spus se puteau folosi pentru dotări și pentru extindere și pentru... Nu e nicio gaură neagră. Atunci? Analiza dumneavoastră, îmi pare rău să vă spun, nu este pertinentă pentru că nu ați făcut o analiză a cantității de bani alocate de Ministerul Sănătății atunci când Spitalul Județean de Urgență era în subordinea lui. Toate spitalele județene în 2010 au trecut din subordinea Ministerului în subordinea Consiliile Județene. Toate spitalele aveau finanțare directă de la Ministerul Sănătății, nu 6,2 milioane de dolari în 3 ani, ci 16 milioane de dolari probabil în 3 ani, și am făcut această analiză pentru că și eu mi-am propus această întrebare când am ajuns la spital. În momentul în care a fost această trecere a spitalelor județene din subordinea Ministerului în subordinea Consiliilor Județene, banii de la minister către spitale nu au mai venit. Pentru că au spus, de acum înainte este o grada voastră, vă rog să o gestionați. Veniturile vin de la casă în bază contractuală, iar diferența de bani care până în momentul acela o acoperea ministerul a revenit în sarcină consiliilor județene. Niciun consiliu județean nu era pregătit la acel moment și este o situație la nivel de țară și sunt cifre care dovedesc lucrul acesta. Niciun consiliu județean nu era pregătit la acel moment să preia asemenea cheltuieli de funcționare. Pentru că nici până în 2010 n-au trăit spitalele din ceea ce au produs prin contractul cu casa, ci au fost sprijinite lună de lună prin alocări de la bugetul de stat. 2010-2011 au fost... Nu, pentru că în 2012 deja au fost arierate. Pentru că arieratele înseamnă datorii care depășesc 90 de zile de la momentul scadenței facturilor.
În 2012 au fost primele efecte pe datorii din 2011, la finalul lui 2010, parcă au trecut spitalele în subordinea Consiliilor Județene. Până Consiliile Județene au înțeles că trebuie să susțină funcționarea în paralel cu dotarea. În momentul în care eu am ajuns la spital, Spitalul Județean de Urgență avea datorii de 15 milioane de lei, din care 8.600.000 erau arierate, restul erau datorii în termen. Dacă Ministerul Sănătății ar fi considerat că vina și gaura, cum îi spuneți dumneavoastră, este exclusivă, exclusiv datorată unui prost management, nu ne alocau an de an prin hotărâre de guvern, cum au făcut-o, repet, cu toate spitalele din țară, domnul Iștoc. Este o listă din acolo de unde ați scos dumneavoastră această cifră. Da? E o listă, în monitorul oficial apare o pagină întreagă cu toate spitalele din țara asta care au primit bani pentru plata arieratelor. Spitalul Județean de Urgență n-a avut datorii nici mai mari, nici mai mici decât alte spitale. Nu vorbim despre bani, pentru că eu sunt convinsă că niciunul dintre managerii care au fost la spital n-a vrut să facă datorii. Dar când obții de la casă 5 milioane de lei într-o lună, iar fondul de salarii pentru sătmăreni, atenție, dacă spitalul are angajat numai sătmăreni, este 4,4 milioane de lei, și ție îți mai rămân 600 de mii pentru gaz, apă, curent, salubritate, oxigen, medicamente, nu aici trebuie să le pun, ci imediat după salarii, materiale sanitare, da, serin și tot. Spuneți-mi, vă rog, cum să îi împarți? Și atunci știți cum îi împărțeau? Plăteau câte un pic la fiecare, încercau să aprovizioneze, iar facturile neplătite se transformau în arierate. E, ține, în niciun spital care astăzi nu are datorii, nu există. De așa pornim. Bine, și vi se pare normal mecanismul? Nu mi se pare normal, tocmai de aceea, și vă rog să mă credeți. Mereu ești în groapă. Pentru că decizia de a se trece spitalele la consiliile județene fără a se face alocare bugetară pentru sănătate în bugetul Consiliului Județean. La vremea respectivă, doamna Papici, a fost aplaudată această decizie. Parcă i-au și acum pe șefii Consiliului Județean, cum ne spuneau, ce bine va fi în Satu Mare. Nu s-a imaginat, nu Satu Mare, a fost o situație națională. Nimeni nu și-a imaginat că nu vor mai veni bani. Pentru că e mult mai simplu să administrezi când îl ai în imediata ta subordine, din punct de vedere administrativ, din punct de vedere... Sigur că este foarte bine să administrezi ceva când primești bani din altă parte. Domnule profesor... Dar nu, pentru că nu vreau să rămână subiectul așa, îmi pare rău. Nu mai faceți lucrul acesta. Aruncați o propoziție și nu-mi dați voie să vă răspund. V-am spus frumos că refuz, nu pe scurt. Câtă vreme ați adus acest subiect în discuție într-o emisiune de dezbatere electorală... Subiectul sănătatea nu face parte din dezbaterea electorală? Am început cu infecții, care nu face parte din dezbaterea electorală. Este un subiect... Și acum nu-mi dați voie să lămuresc o problemă care a ridicat-o colegul meu de platou, ca și cum Consiliul Județean n-a făcut ce trebuia să facă și de aceea spitalul a primit datorii. Ați avut câteva minute la dispoziție să explicați ce s-a întâmplat. Dar, ați explicat, credeți dacă că sătmărenii nu, dacă înțeles. Dumneavoastră aici de față în platou, care cunoașteți foarte bine problema sănătății din județul Satu Mare, încheiați discuția și intervenția mea cu o propoziție care duce la concluzia... Ce vreți să vă spun, doamna Papici, că ați deschis o secție de chirurgie cardiovasculară pe care ați deschis-o după Consiliul Județean. Vă rog foarte frumos, nu cu Adi Ștef, președinte. Cu cine vorbiți fost, cu cei, când o să invitați... Adi Ștef, așa cum îi spuneți dumneavoastră, domnul Adrian Ștef, a fost prezent aici în platoul Informația Zilei, în Informația TV, în repetare rânduri și a lăudat această inițiativă a domnului Cehi
Ba mai mult, domnul Ștef nu s-a lăsat influențat sau convins de medicii care fac parte din unele partide politice și i-au explicat domnului Adrian Ștef că nu este bine să deschidă această secție. Nu a deschis-o domnul Adrian Ștef. S-au investit o căruță de bani în această secție. Acum această secție este închisă. Este suspendată. Nu este nicio problemă. Este dar în această secție sunt aparaturi care au costat bani grei, bani din buzunarele sătmărenilor, sunt patul acolo care stau nefolosite și așa mai departe. Doamna Stella, suntem dacă departe de realitate. Secția probabil de chirurgie plastică mai aproape de secția realitate de chirurgie plastică arată jalnic. Asta și, da, mă lăsați să termin, vă rog. Și secția de deci, chirurgie. Doamna Stella, mă lăsați să termin. Da, vă rog să termin. Astăzi, secția de chirurgie plastică funcționează pe fosta secție de chirurgie cardiovasculară. De câte zile? Toată aparatura de săptămâni. De săptămâni? De și se lucrează de când am semnat contractul de renovare. De câte renovare, săptămâni, doamna Patrici? De când am semnat contractul de renovare. De câte săptămâni? Spuneți-ne. De trei săptămâni. De trei săptămâni. De la... Doamna Stella, de dragul nimănui, nici măcar a unei dezbateri electorale, nu o să fac altceva decât îmi permite legea. Bine, până de nu mi-a venit răspunsul de la minister că am dreptul să fac această mutare cu toate circuitele avizate de SPECIN și de DSP, eu nu puteam să o fac. În momentul în care am avut toate hârtiile, toată secția chirurgie plastică a mutat-o pe chirurgie cardiovasculară și ascultați-mă, vă dau o veste bună. Toată aparatura chirurgicală a mers pe bloc operator, paturile acelea care au costat foarte mulți bani s-au dus pe secția de reanimare. Toată dotarea a fost împărțită în mod echitabil, iar acei bani ai sătmărenilor îi folosesc sătmărenilor. Încă ceva. Vreau să vă spun că acreditarea spitalului a început în 2013, când trebuia să fie virată prima tranșă firmei respective, județul a fost de acord. Acum, în ianuarie-februarie, fiindcă e chestie politică cu doamna Papici, imediat a venit dorința de acreditare și am înțeles că zilele acestea a fost echipa care, mă rog, acreditarea va... Deci, vreți să-mi spuneți că acreditarea n-a început în 2013 și a fost blocată de Consiliul Județean și acum, fiindcă sunteți manager acolo, imediat s-au găsit posibilități. În acest moment se uită la televizor... Nu, Spitalul Județean are 1600 de angajați. Vă rog frumos să mă credeți că nu vreți să știți ce e în mintea dânșilor astăzi. Domnul Ștoc, legea spune așa, spitalele care nu vor fi acreditate în iulie 2016 nu au dreptul să încheie contracte cu Casa de Asigurări. Domnul Ștoc, am urcat în ultimul ten. Eu l-am blocat. Nu l-am blocat nimeni. Procesul, domnul Ștoc, procesul de acreditare a început în 2011 și s-a finalizat astăzi cu plecarea evaluatorilor, pentru că așa finalizat... fost programați de minister, domnul Ștoc. Eu pe chestia aceasta am o altă informație, că este prima descindere la satul mare și această acreditare încă mai continuă o perioadă foarte lungă. Dumneavoastră spuneți, bun, eu, dacă sursa mea și sursele mele îmi vor spune că nu e acreditarea încheiată, eu în informația zilei dau un anunț. Procesul de evaluare în vederea acreditării, stăpânesc limba română foarte bine. S-a terminat, da? Astăzi au plecat evaluatorii. Să primește certificatul. Domnul Ștoc, procesul de evaluare în vederea acreditării. De ce nu vreți să înțelegeți că vine de la un om care lucrează și eu acolo. Am informații domnule acolo. Profesor, eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Știți foarte bine că în Statele Unite ale Americii se câștigă și se pierd alegeri pe sănătate, un subiect care ar așa trebui e să-i placă doamnei Papici, având în vedere că este managerul Spitalului Județean. Ce credeți? Care partid va fi cel mai afectat de acest scandal din sănătate de zilele acestea? Nu doar din satul mare, ci din întreaga țară. Nu pot să-mi dau seama care partid ar putea să fie lezat din scandalul ăsta, că la asta vă referiți. Da, dacă stăm să ne gândim, până la urmă PNL a avut ministru la sănătate, UDMR a avut chiar doi miniștri, dacă nu mă înșel, PSD a avut...
De asemenea, ministrul la Sănătate... Doamna mi-a spus o întrebare extraordinar de interesantă. Eu n-am încredere în ministri. Atâta timp cât acum e ministrul la transporturi și mâine îl pun ministrul la interne și de acolo îl iau și îl pun iară nu știu unde, eu n-am încredere. Ce ministri sunt ăștia? E să-și lucreze în specialitatea lui, să se priceapă. Adică duc pe unul și îl fac ministrul de interne și nici n-am făcut armata. Iertați-mă, eu nu sunt de acord cu chestiile astea. Și am vrut să intervin cu o treabă și m-ați întrerupt. Vă rog frumos, dați-mi voie. Da, vă rog. Toată lumea vorbește de întreprinzător. Aducem întreprinzător, facem. Avem în satul mare o zonă industrială. Eu eram în consiliu când s-a înființat zona aia, când au venit contractele. Vin ăștia de afară, își instalează o fabricuță în șuruburi, o plantează, plătește 4 euro pe metru pătrat, foarte mult, vă dați seama. Dă un salariu, lucrează oamenii în bandă de le cad plombele, dă un salariu de 250 de euro pe lună. Aceeași muncă este făcută de muncitorul din Germania și ia 1500 de euro și poate face mai prost decât o fac muncitorii noștri. Și diferența asta, patronul respectiv care a venit, o bagă în buzunar și nu investește în satul mare. Asta e greșeala noastră. Da, probabil aici au de lucru politicienii, colegii dumneavoastră. Doamna Papici, domnilor, vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Rămâneți cu Informația TV.